Pentru mine acest curs, să zicem, n-a fost o noutate, pentru că am fost la cursul start și încă de atunci am înțeles că ar trebui să vin și la cursul mediu pentru a-mi perfecționa cunoștințele în ceea ce ține de setarea campaniilor publicitare. Și consider că n-a fost o greșeală și n-a fost o pierdere de timp, atât timp cât m-am perfecționat, am înțeles care și ce strategie a trebuit să iau, să implementez în businessul în care sunt și eu implicată, ca să pot să duc sau să promovez marca mai departe. Am aplicat în practică încă din primele cursuri, așa cum a zis și Dumitru, practica bate teoria și atunci degeaba ascult teorie dacă nu încerci să vezi cum se aplică ea și în practică. Sigur, nu cu un buget foarte mare, cu un buget mai mic, dar greșelile pe care le-am făcut atunci și atât cât am fost la curs, am reușit să le văd și să le corectez cât am fost la curs ulterior. Cu siguranță l-aș recomanda și prietenilor care au pur și simplu pagina de Facebook pentru a-și face o ordine pe pagina lor de Facebook, pentru că și pagina de Facebook înseamnă cine suntem noi. Cu siguranță aș recomanda și celor care sunt implicați într-un business sau au un business pentru a-și putea promova marca, pentru a se putea infiltra pe piața din Republica Moldova și pentru a putea până la urmă să aducă un profit prin setarea campaniilor publicitare, un profit pentru compania lor.